Peste 92% dintre operatorii economici bihoreni din mediul rural verificați de Protecția Consumatorilor au fost atinși la buget pentru diferite abateri, în timpul acțiunii tematice de control care a avut loc în perioada ianuarie-februarie 2016, au fost verificați 119 operatori economici. Fiind constatate abateri la 110 dintre aceștia, au fost întocmite 110 procese verbale de constatare a contravenției, prin care au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de 241.800 de lei, informează comisarul șef adjunct al Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor Bihor, potrivit presei locale. La unitățile de comercializare s-a depistat lipsa informării consumatorilor asupra elementelor de identificare și caracterizare a produselor comercializate, precum și lipsa monitorizării temperaturilor din spațiile frigorifice de păstrare prin grafice de temperatură.